Bun găsit, oameni buni! Uite că în viteză a trecut și prima decadă a lunii august. Pregătim stupii de iernat. Tratament antivaroa, supliment proteic, supliment glucidic. Vreau până la Sfânta Maria Mare, treaba să fie terminat. Azi, deja suntem ca la jumătatea obiectivului pe ziua de astăzi. Dar am vrut să fac un film și cu stupul de pe cântar. Și să vă spun, cei care urmăriți canalul știți povestea. Ei, aici a fost acum 2 sau 3 ani regina de la care a început epopeea puietului văros în România. Până să fac eu publice, până să fac public acel film cu acele regine buclucașe, nimeni nu pomenea un cuvânt de puietul văros. De atunci puietul văros a devenit un subiect la modă, să-i spunem așa. Bineînțeles că cred că am reușit până la urmă să dau de cap. Tratamentul, știți bine că nu-l fac public, pentru că nu se adresează la toată marea masă a apicultorilor, recte numai pentru membri din clasa profesionist și lider, atât. Nu încercați să mă sunați la telefon să vă dau rețete, pentru că e inutil. Oricum, cine nu cunoaște farmacologie, nu poate aplica tratamentul. Practic, nu pot, că socul e prins. Sus și-a făcut rezerve de miere. Trebuie să dau catul cu miere la o parte și să-i bag acolo jos tratamentul. Ia să încerc să-i scot. Am nevoie să-i fur, hai să vă spun, pentru unul mai mic, am nevoie să fur 2 rame cu miere din ăsta. Vreau să-i dau un mangleal. Gen așa. Nu le scutur acum de albină, că nu vreau să fac deranj. Așa. Ia, hai, cred că am mai găsit una bună. Am o regină târzie. O regină târzie și nu are hrană deloc. Am salvat-o cu sirop, cu una alta. Dar hai să vedem ce puiet avem. Atena, ia uite. Ia, uitați-vă și voi. Eu vreau să mă duc jos. Ia uite în cat. Ia uite, puiet. Mamă, fiți atenți și voi. Ia uitați-vă, bă. Bă, băieți, bă. Ia uitați. Ia uitați-l. Ia uitați-l, mă, la rând, puiet. Ia uitați ce puiet bătut aici. Puiet bătut. Ei, gândiți-vă că ăsta a plecat de la o regină venită de la o stupină, parcă de prin Turda, dacă nu mi-aduc bine aminte. Okay. Hai să vedem ce puiet avem și jos. Uf. Ia uitați, bă, fraților, bă. Cât puiet. M-am înțepat odată cu reginele alea. Hai să vedem acum cum stăm cu puietul jos. Să scoate. Hai că e bine. Aici vedem. Își face rezervele de hrană. Așa. Să obiectiv tratament anti varoa. Mâncarea are
pentru 2 ieni. Și nu suntem nici măcar la... E 10 august când filmez. Uite, de aici începe puietul. Uite, tocmai eclozează. Tocmai eclozează. Și pune albine pentru iarnă. Din momentul ăsta, orice ou este albină de iernare. Toată numai larvar. Toată este, nu știu dacă s-o vedea. Deci ăsta e puietul din care va ieși. Deci nu uitați, asta a avut puiet văros. Dacă dați la playlist-ul cu puietul văros, ia uite, puiet din doagă în doagă. O să-i mai dau supliment proteic, că după cum vedeți, păstură ioc. Puiet are, deci, 30 cu 3, 6, 7 rame, 8 rame, cred că are cu puiet. Cred că am pe 8 rame. Ia, mai departe. La fel, larvar. Deci, numai bine intervenim cu tratamentul anti-varoa. Ia să vedem, mai avem și pe antipenultima. Puiet, a puietat și aici. De aici vedem puțină păstură și puiet pe partea asta. Gata, e, punem grosomoto 7 rame, super suficient. Nici nu trebuie mai mult. Gata, pe ăsta, cum e vorba aceea. Hai să bag tratamentul întâi. De la ăștia aici, anul ăsta le-a venit rând la checkmate. Deci lucrăm numai cu tratamente occidentale, nu cu tratamente la căldare. Vedeți? Iarăși unii se dea în cap că fac reclamă. Fac reclamă la ce este bun. Vedeți? Asta e pe o bază de pulbere. Apucăm și-l băgăm între rame. Fac reclamă numai la lucruri de super, super calitate. Nu ne încurcăm cu altceva. Da? Anul ăsta, deci vă spun că de câte ori am făcut tratament cu checkmate, am omorât o albină. Niciodată nu am fost dezamăgit. E un super, dar alternez un an checkmate, un an apivar. Bun. Hai să punem la loc și catus și o să-i bag și acolo tratament antivaroa pentru puietul de sus. Dar știți ceva? Eu am văzut să-i fură altă ramă. Că ăsta e prea nesimțit. E prea nesimțit, vă spun sincer. Eu. Nu mai bine să dau pe asta la roi. Gata. Asta. Omul fac. Omul fac. Și băgăm o ramă de asta la loc. Acum aducem puietul. Eins, zwei, drei. Și mai dăm o bandă, că e prea puternic. E prea puternic. Deci tratamentele cu benzi, da? Se pun întotdeauna acolo unde este puietul cel mai mult. Unde e puietul cel mai mult, acolo se intervine. Am venit cu 2 rame goale. Așa. Și așa.
ai dreptate. Perfect. Asta scuturăm și albina după a doua ramă. Bun. I-am furat ceva miere. Așa, acum... Ei, și acum, oameni buni, să vedeți ce fac. Să vedeți șmecherie. Șmecherie, șmecherie. Nu sunt aceleași măsurători. Am dat comandă specială în Spania. Polen la jumătate de kilogram, da? Uitați-vă aici ambalaj. L-am lăsat el în soare să văd dacă curge, nu curge. Nu fac decât în felul următor. Hit, hit, hit. Uite, ținut în soare. Turtă tropicală, da? Turtă pentru la tropici. Hai să văd dacă în minte tropicalul înhrănitor. Da. Deci, înhrănitorul de proteină, da? L-am pus aici. Pac! Și ele acum, lor acum nu le rămâne decât să ia proteina. Așa, hai să mergem mai departe, dar nu înainte să acordați acolo un like-uleț, să vă abonați. Nu știu ce cu YouTube-ul ăsta, că și eu mă abonez la multe canale, după aia parcă nu sunt abonat și tot așa. Verificați dacă aveți starea de abonat activată, dacă nu, reactivați-o și un like acolo ca să știu că mi este apreciată munca. Până îmi dați voi like-urile, eu mă duc să duc ramele la aia mică. Gata, boșilor, hai ca ne venim și cu partea a doua. Mulțumesc celor care s-au abonat, care și-au verificat starea de abonat, celor care au dat un leculeț. Restul să fie sănătoși, ce-mi doresc ei mie, le doresc și eu lor. Uite, aici trebuie să desfințăm un cat. Că asta e principala operațiune. Să luăm caturile. Gata. Se pregătesc cuiburile de iernat. Se pregătesc cuiburile de iernat. Așa. Vom elibera și după aceea vom pregăti de iernat. Ma. Scoatem cât putem de mult. Iată, ramele astea două, astea la anul acum, astea secțiuni. Vedeți, am avut trântori în ele. Eu am vrut să se umple cu miere, cu celule de trântori. Dar s-a umplut cu trântori anul ăsta. Niciodată socoteala de acasă
nu se potrivește cu adâncările. Propolis. Calaba la muci. Se rup ramele, bă. Se rup ramele, bă. Stați așa. Scoți și a 10-a ramă. Că nu mai e nevoie de ea. Dar nu mai stau acum. Că nu am timp. Ia să luăm tratamentele. Să vedeți până la capăt și ce îi dau eu de berbereală. Una, două. Elegant, frumos. Tratamente occidentale. Nu umblăm cu căldări. Păi, ce faci acasă? Zorcăială se numește. Asta e tatăl tratament. Tratamente, ăsta e tratament nemțesc. Voi credeți că nemții se joacă? Deci vedeți unde bag. Fix în inima puietului. Aici e traficul, aici e varoa. Nu bag în margine, da? Bag în mijloc. Hai să aducem și restul de hrană. Prima dată. Polenul. Deci ați înțeles? Nu că e înlocuitor de polen. E polen. Ei, și acum fiți atenți la manevră. Optimal sirop. Cel mai bun sirop pentru luna august. O să discutăm noi pe larg despre el. De la compania Dulcofruct. Un ac de seringă. Dar, practic, o singură gaură. Că stupul are destule rezerve de hrană și se și vede acum cum picură fix pe un interval. Nu știu dacă se vedea. Sper să se vadă. E, deci, micșorare cu ip prin luarea, am luat catul. Iată. Am venit frumos. Podișorul. Ambalajele. Și sănătate. Hai că mai avem un acel lângă cântar. Să-l facem și pe ăsta repede. Bun. Sper că se vede. Hai să văd. Un hrănitor api mai e. Nu mai are nevoie de nimica. Gata. Desfințăm caturile. Bun. Vedeți, albina stă împrăștiată. Eu nu vreau de acum. Eu vreau să stă numai în cuib. Să clocească. Bine, sunt și temperaturile astea ridicate. Să spunem adevărul. Să rostim tot adevărul până la capăt. Organizez pentru că cuiburile astea au umblat în bețivane în ele și sunt niște cuiburi cam dezorganizate, dar nu-i problema. Nu problema. La anul o să fie miere în astea.
Bun. Compactăm-l bine. Acum scoatem. Aici se vede direct. Scoatem. Ea are mierine? N-are. Gata. Am compactat cuibul. Pac, pac, pac. Repede cu benzile. Sper că se vede. Ia să dăm mai... Așa. În inima puietului. Deci, nu lăsați de tamai benzile aici ca bulă. Că nu faceți nicio treabă. Da? Băgați-le aici ca lume. Hai să-i aducem și lui ăsta hrană. Vă spun, oameni buni, cine vrea să înțeleagă, combinația asta e perfectă. Dacă voi vreți să vă luați după alții, n-aveți decât. Eu vă arăt ce fac eu. Și după cum vedeți, merge foarte bine. Luăm acul pe intervale și dau gaura și văd bula. Văd cum picură deja pe intervale. Oameni buni, cam așa decurg treburile la stupină. Vedeți, Evodea a trecut. A fost senzațional. Am avut o perioadă de câteva 3 săptămâni în care n-am avut scădere la cântar. Nu puteam să închei până nu vin să trag și câteva cadre de aici. Asta e zona în care azi am muncit Ștefan. Așa. E bine că ne lasă. Ne lasă să lucrăm ca lumea. Haideți să vă arăt ceva de Evodia. Uitați aici nisipul ăsta. La mine iese Evodia peste tot. Păi n-ai, ți-am zis, gunoaiele numai la tomberon, punct. Că de-ai tu tomberoane. Ia uitați, vedeți, are 2 ani și deja e plină de floare. Altceva. Am aici un butuc de strugure de ăsta aromat, care deja e cob la margarite. Cine a pomenit la 10 august. Mărgăritești, România. Aute, tată. Mamă, un parfum. Dacă temperaturile țin așa, Mărgăritești devine zonă viticolă. Așa. Hai că tragem. Tragem tare să terminăm. Mamă. Oameni buni, cam atât. De la Mărgăritești, Dragoș și Ștefan, vă iubesc. Țineți aproape și fiți oameni respectuoși și numai bine, sănătate, fericire!